Și eu vă mulțumesc, stimați colegi, astăzi în ordinea de zi, la compartimentul cadre, vom numi secretarii generali în ministerie. Concursul a fost petrecut în perioada precedentă, nu a fost simplu, cunoașteți și dumneavoastră această procedură, de aceea, cu părere de rău, suntem în situația pentru două ministere să repetăm concursul pentru secretarii generali. Este vorba de Ministerul de Finanțe, acolo unde câștigătorul s-a retras pe urmă. Astfel am ajuns în situația să repetăm, pentru că a rămas doar un singur om, și la Ministerul de Interne. În rest, pentru celelalte ministere, astăzi vom numi în funcție secretarii generali, vor fi prezentați de către dumneavoastră și doar am vrut să scot încă o dată în evidență importanța acestui exercițiu. Este o etapă importantă din implementarea reformei guvernului, reformei administrației publice centrale. În continuare, secretarii generali sunt persoanele pe care puteți conta cel mai mult în ministerie. Fiind de fapt și funcționari publici, urmează să ducă și memoria instituțională a Ministerului în continuare. În următoarea etapă vom petrece exercițiul de selectare a secretarilor de stat pe domenii pentru fiecare minister. Astfel vom avea toată arhitectura completată a Ministerilor. Este important să scot în evidență că acest exercițiu duce și la depolitizarea instituțiilor. Secretarii nu au decât să se concentreze nemijlocit pe activitatea ministerilor, astfel încât să asigure implementarea programului de guvernare și planului național de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere, astfel încât la fiecare etapă să ajungem fără întârzieri. Și acum, dacă sunt întrebări la ordinea de zi, domnul ministru Bâtcă, vă rog. Domnule